Fundul Galbenei, un sat ce dănuie prin victoriile sportive. Sub acest generic au fost elogiați cu ocazia hramului acestei localități personalități ale sportului care își trag rădăcinele din acest sat din raionul Hâncești. În premieră pentru istoria acestei comune s-a acordat titlul de cetățean de onoare, iar posesorul acestuia a devenit ministrul tineretului și sportului, Octavian Bodișteanu. Administrația locală din Fundul Galbenii le-a pregătit o surpriză neașteptată mai multor personalități originale din această localitate care au contribuit la dezvoltarea sportului. În premieră, titlul de cetățean de onoare i-a revenit lui Octavian Bodișteanu, ministru al tineretului și sportului. Eu țin mult la lumea din Fundul Galbenii. Mă bucur că s-au mai schimbat lucrurile spre bine, se începe a moderniza satul nostru. Mă bucur că avem atâtea personalități în acest sat frumos. Ministrul tineretului și sportului are ambiții mari pentru localitatea de unde a pornit în sportul de performanță și dorește să contribuie la dezvoltarea probei care l-a consacrat să deschidă o școală specializată de lupte libere cu condiții moderne de antrenament. Până la finele anului, cu siguranță, trebuie să tăiem lenta. Administrația locală nu a uitat nici de primul antrenor de lupte libere din Fundul Galbenii, Valentin Bodișteanu, cel care a pus temelia performanțelor obținute de cei doi fii ai săi, Octavian și Ruslan Bodișteanu. Ultimul, după succesele reportate la europenele din Finlanda, a primit distinția de antrenor emerit al Republicii Moldova. Un alt sportiv cu care se mândrește această localitate este multiplu campion mondial printre veterani, antrenorul emerit al Republicii Moldova, Boris Sava, care susține că succesele care le-a înregistrat în sportul de performanță le datorează primilor săi dascăli. Să nu uităm că ne-am pornit din satul Fundul Galbenii și primii pași care i-a făcut pe pământul acesta. Satul Fundul Galbenii este o adevărată pepinieră de sportivi. 58 de maestri în sport sunt originari din această localitate, 5 dintre care sunt de categorie internațională.